Piața de vechituri din Târgu Mureș funcționează din 2012 pe strada insulei. Asta după ce municipalitatea a decis atunci că aceasta ar fi cea mai potrivită locație pentru desfășurarea activității comercianților. După ce strada insulei a fost reabilitată, la trei ani de la mutarea pieței, municipalitatea a decis că noua locație va fi fost cazarmă de la podul Mureș. Reprezentanții primăriei Târgu Mureș au anunțat că au efectuat demersurile necesare pentru mutarea pieței de vechituri de pe strada insulei la fosta cazarmă. Astfel, din luna august gust, comercianții își vor vinde marfa în noua locație stabilită de conducerea primăriei Târgu Mureș. Singurul impediment pe care l-a întâmpinat municipalitatea cu privire la acest demers a fost un aviz necesar din partea Camerei de Comerț Mureș. Primăria Târgu Mureș a primit în luna decembrie 2010 cazarma dezafectat de la podul Mureș împreună cu cele 6,5 hectare de teren aferent. În schimbul imobilelor, municipalitatea s-a obligat să construiască pentru Ministerul Apărării Naționale 150 de locuințe pentru militari. De la preluare și Până acum, primăria a introdus un serviciu de pază și a comandat o expertiză pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză. Asta și pentru că obiectivul este unul dintre cele cu risc, în cazul unui cutremur.